Război, de Duiliu Zanfirescu. Dramatizare radiofonică, Constantin Moruzan. Că ce se întâmplă? Nici eu nu înțeleg. Dar uite ce de lume pe portul Mogoșoaie. Da, vezi că s-au adunat și din obor, de pe la tei și din bărăție. Ce-o fi oare? De la Sfânta Vineri, ci că o să fie război. Cu turcii, nu? Păi da, auzi ce strigă și cei cu jurnalele. Ediție specială, armata română pornește spre Dunăre specială. Azi, 11 aprilie 1877, comunicat oficial. Ferește-ne, Doamne! Ia atent, omule, că se strigăște rătvanul. Dar ce o largă așa? Dar nu vede că n-ai unde să arunci un nac de atâta omenire. De ce nu ești atent, domnule? Eu? Uite că mi-ai smuls ochelarii. Iertați-mă, n-am vrut, în înghesuiala asta. Mihai! Mihai, tu ești... Milescule! Mami, de tunete și de faxuri! Bă, băiatule, mă, tu ești bine, o să te sărut! Mă! Băi, ce întâmplare, măi, comăneștere, mă, prietenul și colegul meu de școală, mă, băiatule! Mă grăbeam spre sora mea! Ce mai faci, mă, urâtule, mă, când ai venit din fundul codrilor? Am întrebat de tine pe toată lumea, pau, mii de tunete! Asta seară mănânci la mine? La mine? Ai auzit, domnule? Trec armatele rusești pe Dunăre. Hei, vii sau nu? Măi, Milescule, frate, tot așa ai rămas. Un aiurit cu mii de tunete. A, și de vaxuri. Și de Astă seară nu pot veni, mă așteaptă sora mea, Sasha. Vax, vax, nu se poate, astă seară te aștept. Ouleu, mă duc, începe războiul, Mihai, la revedere. La revedere. Birjar, oprește! Mii de pavilioane și de tunete, mă! Mă, ne despărțeam fără să spun unde șed. Hei, la 7:30, m-ai înțeles? Da, da. Hai. Milescule, stai! Spune unde șezi! Vax, vax și iar vax! Nu, că mă prostesc, ce mai... Strada Batiștei, dragă! Batiștei! Hai, la revedere! Oprește, Birjar! Tată! Așa, uite, ține! Să trăiți! Hai, vax! Oh, Mihai! Uite cine a venit! În sfârșit, Mihai, bine că te văd! Să rămână așa, Sasha, surioară. Oh, dar în adevărat consiliu de familie. Vino să te sărut, Mihai! Ascultă, Victoria, unde-i cumnatul meu, colonelul Amza? Aici, Mihai, frunzăream o revistă. Aha. Dar pe mine, nu mă săruți, urâciosule! Nu, Mary, surioară, nu. Pe tine, nu. Pe bărbatul tău, capitanul Dudescu. Bravo, Mihai! Acu armata e la loc de cinste. Bravo. Și Natalia cantă la noi. Bună seara. Bună seara. Iartă-mă, Natalia. N-am băgat de seamă. Nu face nimic. De altfel trebuia să plec. Ei, zău, Natalițo, rămâi la masă. Ce faci la hotel singură? Nu trebuie să mă îmbrac, Sasha, drag. Dar până seara la 11 ai tot timpul să te îmbraci. Tu vii la bal, Mihai? Știu eu. M-am întâlnit cu Milescu. Mi-a zis să mănânc cu el. Să vedem. O, ce urât e hotelul ăsta. Nu-i așa, Natalițo? Da, adevărat, e o miserie. Mihai, aș fi vrut să rămâi la mine. Nu e nimic, Sasha. Avem timp, nu? Ce ai mai auzit despre război, Mihai? Hai, vino. Șezi lângă mine. Da. Ce să aud, mama? Rușii au trecut granița și merg spre Dunăre. Ia mai zi o dată, Mihai. Ce să zic? Rușii au trecut frontiera. Așa e. Nu. Mai zi-mi o dată, mama. Ha, uite-l și pe Matei. Sănătate tuturor! Să trăiești, Mihai! Și tu, cumnățele! Ei, colonelule, îmi pare că de data asta o să scot și eu briciul de prin cutii. Ori la deal, ori la vale. O să ne batem cu cineva. Să ne batem dacă trebuie. Eu, ca militar, nu pot vorbi altfel. Cred însă că e o greșeală să ieșim din neutralitate. E, ce neutralitate, colonel? Cine-ți garantează neutralitate? La ce rezultat a ajuns conferința de la Constantinopol? Zero bani, zero centime. Noi am trimis acolo pe Dimitrie Brătianu ca să-i convingem pe turci că e mai cu seamă în folosul lor să ne declare neutri. Dar cine a ascultat? Avem tratatul de la Paris. Noi trebuie să fim un adevărat bulevard între cele două imperii. Bulevard moft! Doamne, cum aș vrea să mai vii odată drăculeștii să pună ordine în toate? Eu singur aș pregăti țeapa unui nou Vlad. Da, da? Atunci să ne batem.
Cu unii, ori cu alții. Păi, gata, ați început. Hai să ne îmbrăcăm. Da. La revedere, Mihai, dacă te duci la Milescu al tău. La revedere, Victoria. Mihai? Da, Natalia. Vrei să mă duc la bal? Cum dorești. Vii? Nu știu. Poate să vin. Trec întâi pe la Milescu. Bună seara. Să trăiți, părașule. Vă rog, poftiți. Domnul nu s-a întors încă, dar mi-a poruncit să-l așteptați. Poftiți. Mă rog, sunt aici la domnul Milescu? Da, conașule. Mm-hmm. Poftiți de ședesc, că trebuie să vină numai decât la masă. Da. Păi, a venit un domn? Da, conașule. L-ai poftit să mă aștepte? Da, e în birou. Bravo. Plătește trăsura și se dă la masă. Am înțeles. Așa. Oh, mii de bombe, mă, te-am făcut să mă aștepți. Vino, dragă, să mâncăm. Vino cu acea. Dumitrache! Da, conașule. Dă fuga după Virgear, că am lăsat niște capernet în trăsură. Le iau imediat, conașule. Așa și spune cu conitorul să coboare și dă-ne la masă. A poftit că dumneavoastră sunt la masă de mult. Ce face? Cum, dragă? Pe bine, dragă, nu se putea să mai așteptați câteva minute? Păi știe că am invitat un prieten la masă și cum îl lași singur ca pe un caragios? Nici nu-i pui un tacâm aici? Ceva să zic asta, Nicule, ai visat, se vede, ce prieten! Mii de bombe, nu te însura, mon cher, nu te însura. Vine să te prezint jumătății mele și cum nățic. Nu mai înțeleg nimic. E perfect, va. Așa, uite, vă prezint pe vechiul și bunul meu prieten, Mihai Comăneșteanu. Nevastă mea Elena, cumnată mea Ana. Așa, cum luați loc, eu nu mai pot de foame. Vezi, mă înșer, așa mă poartă dumneavoastră, uite așa. E drept însă că sunt și uiduc, mă rog, da. Te-am prezentat cumnată mea Ana? Da, Nicule. Da, foarte bine, așa, Mihai Comăneșteanu, june băiat, doctor în drept, ofițer în garda civilă. Nu e nevoie. Baie, și Ana Vilara, fica soacră-mii, 21 da, de ani la octombrie, fată cu principul, frumoasă de pică, gata. A refuzat până acum 6 pretendenți. Gata, Nicule. Pardon, că n-am terminat. Elena Milescu, nevastă mea și tutoarea mea. E, și da. Subsemnatul, da. Vax! Nu sunt tutoarea ta. Dacă domnul Comăneșteanu ți este prieten, trebuie să știe că n-ai nevoie de tutore. Mm. Da, de un intendent, un secretar particular. Și o bonă. Așa, Nicu, așa. Omule, ia mai dă aici niște vax de ăsta. Dă-mi cu așa. Mănâncă, Mihai, că vine războiul. Mănâncă. Adevărat e, domnule Comăneșteanu, că ruși încep războiul cu turcii? Da, doamnă. Ei, am să merg și eu la război. Să merg și dumneata? Au să meargă și dumnealor, că nu sunt mortăciuni? Noi să mergem. E, vorba bine așa. Noi. Ei, după atâta timp de nevoie în care clasa stăpânitoare a fost de mișelie revoltătoare, a venit vremea să dovedească tuturor că nu mai e cea din trecut. Dumneata contestezi boierilor influența? Nu mă întrerupe, că nu contestez nimic. Au fost și boieri patrioți, chiar pe vremea fanarioților. Și acelor halal să le fie. Mai sunt oameni astăzi care susțin că fanarioții ne-au făcut mult bine, fiindcă ne-au adus cultură, vax! Ne-au adus poltronerie, fanfaloradă și fătălicie, asta ne-au adus. Du-te într-un salon, privește bărbații la un bal. Te vei crede la Constantinopol sau la Atena. Da, dar stricăciune de asta mai fost și altă dată. Păi da, pe vremea lui Vlad Țepeș nu erau fanarioți. Și cu toate astea, țeapa a fost inventată de acest boier român tocmai ca să stârpească hoțiile și corupția. Nu e adevărat, uite că asta nu e adevărat. De ce? Păi nu, faptul că a venit un Vlad Țepeș probează că rămăsese virtute în clasa boierilor, fiindcă Țepeș era boier pământean. Am să mă duc să mă bat și cu dracu dacă o trebuie. Păi, mii de cataclisme, că elocvent a mai fost. Da. Sunteți chemați și dumneavoastră, domnule Comăneșteanu? Da, domn. Da? Da, am primit ordinul. Aha. O clipă, că l-am la mine. Ia să-mi. Așa, da. La data de 6-18 aprilie 1877. Regimentul meu trebuie să fie deja spre Giurgiu. Am căpătat învoirea de a-l înjunge din urmă. Bravo, Mihai, bravo! Mergem împreună. Tu ești în regimentul de Putna, da? Da. Eh, eu sunt în al 8-lea de linie. Păi suntem în aceeași divizie. Bravo! Dumitrache! Dă-mi o sticlă de șampanie, repede! După câte știu de la cumnatul meu, colonelul Amza, rușii trec în 4 coloane. Dar armata noastră? Armata noastră are drept obiectiv Dunărea, spre a împiedica deocamdată pe turci să facă din țara noastră câmpul războiului. Vedeți, noi nu putem apăra tot malul stâng al Dunării, cu 2 corpuri de armat, dar putem ocupa locurile cele mai primejduite. Acelea din fața Vidinului. Da? Da. Vă rog, nu m-am aplicat. Da. Priviți harta. Vedeți? Da. Noi suntem de-a dreptul la
amenințați, fiindcă avem proprietăți pe malul Dunării. Să vedem unde e vidinul. Iată, iată vidinul. În fața avem Calafatul, mai la vale turcii au Nicopole, Rusciucul și Silistra. Silistra. A, așa. Pe aici este amenințată capitala. Noi vom merge probabil spre Silistra. Așa, 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 așa. Vom lua poziție cam prin preajma Giurgiu. Oh, bravo, bravo! Mergem și noi, Elena, acasă. Da, da, ce e, Nicule? Ce te uiți așa la mine? Parcă nu știu eu că Elena o să meargă cu mine. Hai, ba da, ba da, ba da, dar ăsta nu-i motiv să te înroșești iar. Hai, încetați. Haide, haide, haide. Ba niciun haide, mergem la Stănești, să știi, la mine, acasă. Elencuța, îmi pare că nu mai trecem peste al șaptelea pretendent. De ne-am întoarce de la război, jucăm la nuntă. Hai, nu mai vorbi prost, Nicule. Îmi pare rău pentru tine, Nicuțo, că ți se potrivesc tocmai junii cărora tu nu le placi. Mihai mi-a spus înainte de a călca pragul casei noastre că nu se însoară. E, ăsta e un mod delicat de a mă preveni că nu te vrea. Nu este adevărat. Nu e adevărat. E, lasă, nici nu știam că ești însurat. Lasă, monșer, că mă cunoaște o lume întreagă. Cariera mea de astăzi este de a prezenta jun de însurat cum neată mie. Fug băieții de mine ca de răposat atița cismegiu, pețitoarea de profesie. Câte ceasuri mii de bombe, fetelor, fetelor, de ce nu vă duceți să vă îmbrăcați? Păi la cât vreți să mergeți la bal? Hai repede, ia uite cum stau ieri să uite la mine. Mea, intră. Natalia? Cum? Natalia, dumneata aici la mine, la ora asta de dimineață? Te rog, iartă-mă, nici nu sunt îmbrăcat. Poftim, poftim. Da, Mihai, eu. Te supără? Pot să stau? Sigur, te rog. Te-am rugat să nu vii la București. De ce ai venit? Fiindcă n-am putut face altfel. Natalia, eu cred că este bine să ne oprim la timp. Te sperie scandalul? Da, și asta, dar mai este ceva. Gândește-te la bărbatul dumitale. Nu pot să-l sufăr. Dacă ar afla că legătura noastră continuă, ar fi în stare de cine știe ce. Mi-a cerut să plec din București și am plecat. Am stat acolo la munte ca să nu mai am prilejul să te văd. Mihai! Mi-a cerut el acest lucru și l-am ascultat. Merita această satisfacție și acum... Te rog, acum... șezi, șezi. Adevărat e că te însori? Ce înțeles are întrebarea asta? Acela pe care îl au cuvintele ce ai auzit. Dacă este adevărat că te însori? Nu. Dacă nu este adevărat, de ce fugi de mine? Fiindcă nu pot face altfel, Natalia. De ce? Fiindcă nu pot! Gândește-te, bărbatul dumitale este adevărata victimă. O, te rog! Liniștește. Știu, e lucru vechi și îmi place altora. Nu-l iubești și nu l-ai iubit niciodată. Dar este inuman, e crud să... Va să zic că e adevărat, Mihai. E adevărat că nu mă mai poți iubi. E mai mult surprinzător decât adevărat. Nu mai înțelegi nimic. Ba, tocmai că înțeleg. Trebuie să admiți că este și o parte morală în viață, peste care nu se poate trece fără pedeapsă. Ah, Mihai, nu fi copil. Sau nu? Mai bine rămâi așa cum ești. Știi? Ți-am făcut un neajuns. Mi s-a părut că Elena Mirescu se interesa cam mult de dumneata. Are o soră de măritat, nu-i așa? Da, cred că da. Cum crezi? Parcă aseară ai prânzit acolo. Da, am prânzit, dar actele stării civile nu le-am dat pe față. Foarte bine. Îți spun eu că are o soră de măritat. Și, mă rog, ce neajuns mi-ai făcut? Unul foarte mic. Am spus Elenei Mirescu că ai o veche legătură la Paris... Și că nu cred că te vei mai însura vreodată. E, asta cum? Am fost rea, nu-i așa? Dumneata știi bine că n-am nicio legătură. La Paris nu, dar eu... Dumneata? Dumneata ești femeie măritată. Da? Da. Și de altfel, n-are nicio însemnătate. Eu plec la regiment și astfel totul se sfârșește. N-are nicio însemnătate. Eu găsesc că are o însemnătate foarte mare, Mihai. Șez, șez, fii liniștit. Fii liniștit că n-am spus nimic. Mă mir că n-ai priceput că ți întindeam o cursă. Acum știu ceea ce vroiam să știu. Îți place Ana Vilara?
Și dacă mi-ar place? N-ar fi nicio mirare, place la atâția alții. Dar cum pot să... Zic că place la multe lume, fără nicio ironie. Place fiindcă este veselă, frumoasă, tânără. Eu însă mi-am admirat-o aseară la bal. Ești mulțumit? La revedere. Natalia. Mihai. Va să zic că Ana Vilara nu te interesează. Doamne, ce curioasă ești. Cine știe? Adio, Mihai. Ce este, Mihai? Nimic, mama. Am venit să te văd. Am ajuns de-mi sare inima la toate nimicurile. Adevărat că au trecut turcii Dunărea? Nu e adevărat. Zvonuri. Trec noaptea, o știu însingurată și după prădăciuni. Oh. Nu te mai neliniști. Știu, știu, dar ce să fac? Toată noaptea mă muncesc gândurile. Mama, unde e Alexandru? Au ieșit amândoi. De ce? Dacă vrei să te liniștești și să mă asculți, aș avea două, trei lucruri să-ți spun. Spune, dragă. Eu plec astăzi la regiment. Chiar astăzi? Te rog, Sasha, te rog, plec chiar astăzi. Ce s-a întâmplat cu noi, Dumnezeu știe. Eu sunt încredințat că am să mă întorc viu și nevătămat. Sasha. Spune, Mihai. Sasha, niciun om cu minte sănătoasă nu se poate gândi la moarte. Și mai cu seamă nu pricepe posibilitatea morții sale, pricepând în același timp foarte bine pe altora. Sasha, mă asculți? Da. Spune. Dar, nu? Fiindcă nu suntem eterni, dacă s-ar întâmpla să nu mă mai întorc... Taci, Mihai! Te rog să dai numele nostru unuia din băieți, lui Alexandru Bunăoară. Fiindcă alți comănăștini nu mai sunt. Mama, te rog, mama, nu plânge. Avem nevoie de înălțare sufletească și de voință. Știi ce ne vorbeai când eram copii, eh? Hai, gata, gata. Sărută-mă și să ne vedem sănătoși. Mihai, Mihai... Pleci la Giurgiu? Da. Astăzi la 5. Mă duc până la Comana cu trenul și de acolo cu o căruță. Chiar acum trec pe la Milescu să văd dacă merge și el. La revedere, mama. Mergi sănătos, Mihai. Și să te întorci sănătos. Ei, nu, nu așa. Nu așa. Vino în brațele mele. Așa. Așa. Ștergem ochișorii. Așa? Și acum te rog să-mi zâmbești. Te rog, Sasha. Am nevoie de zâmbetul tău. Ca de mult copilărie. Așa. Așa. Mulțumesc. O să-mi poarte noroc. De ce nu mai stai câteva zile, Mihai? Să mergem împreună. Nu mă mai întreba, Milescule, fiindcă nu pot să-ți răspund nimic. Două zile mai mult sau două zile mai puțin nu schimbă lucrurile. Uite, cu toate astea eu plec. Mihai. Ăsta e sentimentul meu, omule. Am de împlinit pentru prima dată în viață o adevărată datorie bărbătească și voi să o împlinesc bine. Pău, mii de bombe, știi că ai dreptate, dragă! Dacă du-te și vezi dacă gogolița e îmbrăcată și spune să vie numai decât aici. Dar repede. Hai, domnule, de ori dreptate, mon cher. Merg și eu cu tine. Bonjour, domnule Comăneșteanu. Să rămâne, doamnă. Eluzo, da. Astă seară plec la regiment. Dar nu se poate, Nicule, n-ai nimic gata. Se poate, nu se poate, eu plec. Asta e la 5 plecă, Mihai, da? Da, da, trenul pleacă la 5. Dar nu se poate. Ba, se poate, trebuie. Toată lumea se duce să-și facă datoria, numai Milescu șa de acasă, șa de acasă. Vax, iar vax. Asta e, nu se poate, dragă, nu se poate. Ei, ia ascultă, Nicule. Ia așez să vorbim. Nu se poate. De ce ții cu orice preț să pleci astăzi? Nu, cum?
Cum, o întorci acum? Pau, mii de... Șezi. Ce? Nu întorc deloc. Șezi să vorbim liniștit. Așa. Eu plec pentru că... Așa, pentru că? Pentru că așa trebuie să fac. Dacă aș avea o familie ca tine care mi-ar cere să rămân încă două zile, aș rămâne. Familie? Vase! Cum? Pe onoarea ta? Nicule. Vezi? Vezi? Stai la loc, binișor. Hai. Mai întâi nu e adevărat că turcii au trecut Dunărea. Dacă te crezi neapărat trebuincios oaste române pentru a birui pe dușman, liniștește-te. Până acum nu avem cu cine ne bate. Așa. Fă-ți toate pregătirile în pace, ascute-ți sabia, unge-ți revolverul și când vei fi gata, pornește-o. Tu ai totul gata? Sigur că am, negreșit că am. Eu am plecat de 8 zile de la țară, cu toate pregătirile făcute. Oh, vă zic că trebuie să mai rămân. Păi, trebuie să rămâi până vei avea totul gata, nu? Asta e. Deocamdată să fii bun să-mi dea un cuvânt pentru îngrijitorul tău de la țară. Oh, cu cea mai mare plăcere, bravo. Bravo. Elenuțo, dăm niște hârtie sau stai, nu așa, nu. Nu, spune tu Ancuții să vii aici. Păi, dar nu cred să fie gata. E... Hai, dragă, fără vorbă, femeie, să vii aici, că doar acolo dumneavoastră este proprietara. Să fie repede. Despre ce e vorba? Domnul Comăneșteanu, bonjour. Bonjour. Elena, pe ce dumneata despre ce e vorba? Ce fi, Nicule? Dar repede te-ai îmbrăcat dumneata astăzi? Mă duceam să-ți cumpăr... Știu, înțeleg. Ia șezi dumneata aici și scrie. Da, cu plăcere. Sigur. Elena, ușile noastre au un cusur. Prea se aude totul prin ele. scrie acolo. Scrie așa. Domnule Ioane. Îți fac cunoscut ca amicul nostru, domnul Mihai Comăneșteanu, june încântător. Scrie. Ce? Nu-i așa? Hai, scrie acolo. Și dacă, brav militar. Dacă nu ești serios, nu scriu. Adică scriu eu ce știu. Înșoară, eu sunt tutorile dumitale. Cred că nu pot să te las să corespondezi cu tine așa sub ochii mei, nu? Zonicule, ce păcală ești. Hai, poftim, citește-o. Ia. Citește-o dacă vrei. Îi spun lui Ion să pună casa la dispoziția domnului Comăneșteanu. Oba, așa? Ia stai că te-am prins. De unde știai dumneata ce trebuie să scrii? Aud. Am Anicuță, prin ce minune ne știai tu ce să scrii? Am prins-o, ascultă la ușă. Ioane! Da, Coleașa! Ce se mai aude pe aici? Cum merg lucrurile? Se aud tunurile acolo, peste Dunăre. Și treburile merg prost. Fuge lumea pe capete, buluc! De ce? Păi de frică. Uitați-vă, se mai văd căruțele în glodul șleaurilor. Au rămas grădinăriile pustii. Bată la mare, o să-l bată de război. Păi războiul n-a început, Ioane. A început. Că trec noaptea pâlpuri de turci Dunărea cu loțile și pradă și ucid. De asta oamenii au prins frica. Ia uitați-vă. Vede, astea sunt chiar de la noi din sat. Hei, bade, stai! Unde ați pornit-o? N-auzi, omule, unde vă duceți? Rusești turcii, sunt la bichet. Nu e adevărat! Hei, omule! Vă rog, domnule capitan, opriți pe oamenii aceștia, că mă lasă mizerie. Tot greu e călcat în picioare. Le-a intrat în cap că vin turcii. Lasă grădinăriile pustite. Ioane, oprește. Oprește să-mi aprind o țigară. Cu chibritul nu reușiți, că trage vântul. Am eu amnar și crimene. Poftiți, vă rog. Intrăm în Stănești, nu? Da. Mulțumesc. Ești bun să-mi spui pe care parte sunt casele domnului Milescu? Mi-am o scrisoare de la el către domnul Paraipan. Păi eu sunt Paraipan. Dumneata? Da, ce întâmplare. Cu ce vă putem servi? Chiar dumneata? Eu, domnule. Uite, poftim scrisoare. Citește-o. De fapt, e de la domnișoara Ana. Așa vezi, da. Îmi trăznea mie prin gând, dar zic, cine știe. Vă să zic că e de la Coconița. Că știi dumneata, averea e a dumneai. Pentru coana Nicuța și în gaură de șarpe intru, domnule capitan. Sunt locotenent, domnule Paraipan. Cum vă place poziția noastră? Cum, mă rog? Poziția satului, vreau să zic.
A, o găsesc frumoasă. Frumoasă, frumoasă. Ce e drept, nu-i păcat. Îmi permite să citesc scrisoarea? Te rog. E încă, da? E în ordine, cu mine, Mihai. Păi uitați-vă că am și ajuns. Costică, până auzi, deschide fuga porțile și apoi aduceile. Hai, trap, trap! Poftiți-vă. Spune-mi, te rog, domnule Paraipan, n-ai auzit de maiorul Șonțu? Stă cumva pe aici, prin sat? Dar cum să n-aud? Îl și cunosc. Stă... Uitați-vă, a treia casă de acolo, la primar. Poftiți. Ce mă privești așa, Mihai? Ești alt om, domnule Șonțu. Pardon, domnule Maior. Hai. În pustietatea asta, zi-mi ca de obicei, pe nume. Dar de ce îți par alt om? Te știam, un om vesel, iubitor de lume, de petreceri. Și acum, uite, îmi pare altfel. Cumpătat, solemn, înțelept. Ca un brav din vremuri de demult. Trăim clipe mari, Mihai. Avem nevoie să scoatem la iveală tot ce e mai bun în noi. E țara în primejdie. Hai să vizităm și pichetul de pe măgură. Să ne coborâm mai jos, prea e mal deschis. Trag turcii noi ca la țintă. Nu o trag deloc. Și ei stau ca și noi, ascunși după metereze. Ba uite că trag. Asta e războiul, Mihai. A, de ce să mor de un glonț orb? Toate gloanțele sunt oarbe, Mihai. Și apoi îți repet, ăsta e războiul. De la început până la sfârșit ți-ai pus viața ipotecă. Ai venit să te bați sau să te strecori printre gloanțe? La drept vorbind, domnule Maior, am venit fiindcă am fost chemat. Mă-i bate și eu când o să simt momentul. Patriotismul meu se deșteaptă câteodată sub formă de dor de trecut. Înțelegeți? Mi-e dor de strămoșii noștri. De Vlad Sepeș, de Ștefan cel Mare. Asta e literatură, comâneștene. Poate, poate. Dar ăsta sunt eu. Ascultă, colea, îți vorbesc ca soldat. Astăzi, mai mult ca oricând, valoarea oamenilor, a soldaților, hotărăște soarta războaielor. Acolo unde o unitate militară este superioară ca forță morală unității din față, acolo e victoria. Ceea ce îmi spui dumneata despre strămoși acum, aici, sunt visuri. Și eu citesc bătălia de la Rovine, dar în loc să pun mâna pe condei, îmi vine să pun mâna pe sabie. Ștefan cel Mare are să renască. Neamul ăsta al nostru are să-l renască. Ochii înainte spre viitor, pieptul deschis în gloanțe. Am să cad, dacă mi-o fi scris să cad. Dacă nu, am să ajung unde vreau să ajung. Și de voi cădea eu, au să ajung alții. Simplu, nu? Te admir din toată inima, Șonțule. Nu știi ce bine îmi pare că mi-ai dat în război. Mi se risipea voința în moliciune. Ce e, caporal? Să trăiți, domn Maior. Ce e, băiete? Au sosit la Giurgiu niște loci. Să poftească. Să trăiți. N-ai idee ce voință și ce forță morală au acești oameni. Într-o lume stricată până la măduvă, ei au rămas curați și tari. Mă iertați, domnule Maior. Aș avea un cuvânt să vă spun. Ce dorești, domnule sublocotenent? Au sosit niște lot de la Giurgiu. Caporalul care a venit să vă ia ordinele, cred că nu a înțeles bine lucrurile. Sunt niște bărci. Da. Da, și ce ordine am dat? Ca să poftească. Bine, bine, foarte bine. Să poftească sănătoasă. Să le coboare pe albia vâjioare, Iordănescule. Și pentru la noapte să fiți gata. Am înțeles, domnule Maior. Du-te și dumneata, comâneștene, de mănâncă și te odihnește. Iar pe la amurg să te afli aici. Că astă seară ne botezăm. Mii de universul și de ture. Ia cuvărul de ureche, domnule Ioane. Ia cuvărul de ureche, ușor, așa, nu așa. Apucă cu nădejde, mai Mihai! Mihai! Mi-te, bă, Mihai! Recu
Nicuțo, Nicuțo! Stă bine în uniforma militară, Nicule. Bine ați venit, sărut mănușițele. Bine v-am găsit, domnule. Hai, dar, Nicuțo, hai, ridică-ți vărul să-l vezi mai bine pe acest chipeș locotenent. Fericit să vă văd aici, în casa dumneavoastră. O, deocamdată dumneata locuiește aici, noi suntem musafiri. Așa, 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 e, Nicuțo. Nu-ți ridici valul de pe ochi, a? Ba da. Deci ce facem, Mihai? Ce facem? Turcii au bombardat Calafatul și Giurgiu, ba ieri îmi pare o trasă asupra Olteniței. Am auzit, am auzit. Și noi? Noi? Noi o să le răspundem. Astă seară trecem Dunărea. Bravo, bravo, așa, fetelor, da. Fetelor, da. Să deschidă cuferele și să-mi puneți la o parte lucrurile mele. Cum trecem deja Dunărea? Hai, liniștiți-vă, doamnă, trecem Dunărea numai în recunoaștere. Vrem să-i arătăm lui Ahmed Caserlip așa, că nici nouă nu ne lipsește îndrăzneală. Și cum trecem? Pardon, cum treceți? Cu bărcile. Și după aceea vă întoarceți? Mi-e greșit. Treceți cu toții sau numai cine vrea? Trecem cu o mână de soldați aleși, domnișoara Ana. Treci dumneata? Da, doamnă. Am un maior cu care mai duce și în iad, dacă ar fi turci pe acolo. Da, ar trebui să fie toți acolo, în fundul iadului. Mihai, rog să mă prezinți maiorului Șonțu. Vreau cu orice preț să merg cu voi. Crezi că o să mă primească? De ce nu? Cum am stat eu, domnule, până acum la București, ca un dobitoc? Ai avut treburi. Treburi? Vax! Sunt un păcătos. Fără de lenuța nici acum nu veneam. Ia ce ticălos sunt. Anicuțu! Da. Anicuțu! Care e motivul din sonata noastră? Care sonată? Sonata noastră de ea. E, asta e frumos, pentru tine toate sunt sonatele noastre. Una singură e... Stai, că am găsit. Ia, veniți repede după mine în casă. Veniți. Nicule, da, stai. Hai, repede. Ce om curios. Hai, du-te la el, du-te. E nenorocit. Simte că a greșit întârziind prea mult. E atât de bun. Domnule Comăneștean. Da, doamnă. Aș fi voit să te rog. Mă tem să nu facă vreo copilărie. Sunt 2 săptămâni de când e așa cum îl vezi, nemulțumit de el, dar fără puterea de a lua o hotărâre. Voiam să te rog să nu-l pierzi din vedere astă seară dacă treceți Dunărea. Înnoată bine. Și cum sunt sigură că va căuta să-și îndrepte greșeala cu cine știe ce nebunie eroică, te rog să nu-l lași singur. Ia uite-te. Ia uite-te. Un copil. E un artist. E adevărat. Pe ce pune mâna iese frumos? L-ai auzit la pian, să-l auzi cântând la chitară, din flaut, din armonică. Dar eu nu-l știu. Artist! Vax! Elencuțo, roagă pe acești tineri să te scuze. Ia vino tu că vreau să mă pregătesc de plecare. Ana, Ana, fă oficiul de gază. Hai, ia vino. Hai, scuzați-mă, vă rog, scuzați-mă. Da, poftim, domnule Comăneșteanu. Cam întuneric astă seară. Cum o să treceți Dunărea? Cred că dacă n-ar fi întuneric, n-am trece. Luna răsare târziu. Da. Am avut plăcerea să o cunosc pe sora dumitale, Sasha. Sasha o cheamă, da? Până acum niciodată n-am dorit să fiu altcineva. Dar de ce râzi? Eu nu. Nu râd. Știi, aș dori să fiu sora dumitale. Mă rog, nu cum o înțelegi dumneata. Eu nu înțeleg nimic rău. Vreau să zic, aș vrea să fiu cum e sora dumitale. Știi că poate vine să ne vadă cu Natalia Canta. Cum? De ce? De ce ai tresărit? Cine? Eu nu. Nu. La revedere. Să vă întoarceți cu bine. Noi o să vă așteptăm. Mitriu, mai pune niște găteje pe foc, mă. Să nu ne vadă de dincolo. Uite-am după coasta dealului. Aolea! Ce ai? Nu mai pot, măi, fraților, mă dor oasele. Păi cât am săpat noi la albia asta vâjioare ca să o adâncim. Altfel nu puteam pune bărcile pe apă. Da? De aici trebuie să pornim spre albia Dunării. Loc ferit, da? Da.
ce mă doare dintele, ce să fac? Scoate-l, măi, sticlete, că-ți crește altul. Păi l-aș scoate, nea Petre, dar până să-mi iasă dintele, merge și sufletul. O fi de lapte, mă. Pune niște praf de pușcă și dă-i foc. Așa, așa. Aoleo, domn Căprar, tare aș mai trage un fum de țigară. Dacă ai și tutună, îți dau eu voiță. Doar să-l vând pe taica la târg. Dar ce tot socotiți acolo, domn Plutoner? Iese, mă, iese. 60 de soldați, 4 luni, trei armament. Atențiune, drepți! Vine domn Maior cu ceilalți ofițeri. Bună seara, băieți! Să trăiți, domn Maior! Vior Dănescule! Totul e pregătit, domnule Maior. Luntele sunt date la apă, oamenii echipați. Bine, urcă în bărci. Am înțeles, să trăiți. Hai, toată lumea în bărci. De ce mergem în susul apei? Ca să nu le ia curentul și să le ducă prea jos. Atenție, vâslași! Repeziți locile în șuvoiul apei. Vâslesc cu nădejde. Ce dracu, nevasele? Dacă trag în nis. Ia-o, domnul ăsta mic. Zici cu mine. Așa. Una, două, una, nimeni nu mai vorbește. Să fie 10, domnul locotenent? Nu știu. Să se schimbe oamenii de la locuți. Mână! Mihai, uite ce frumos răsare Antares din ape. E o stea roșie, domnule, sub locotenent. Da, da, e o stea roșie. S-a aprins de tot Batovina. A țipat o bochiță. Am trecut de sforul apei. Ne apropiem, frate. Am ajuns la mare. Să coboare unul în apă din șoară. Suntem aproape de uscat, domnule Maior. Văd un foc pe deal. Cine ești? Sublocotenentul Milescu, domnule Maior. Să se coboare oamenii binișori și după mine. Am înțeles, să coboare oamenii binișori. Dănescule! Supărați! Dăm fluierul. Dumneata, rămâi cu locile. Vâslașii să nu se miște de la lopeți. Am înțeles, să trăiți. După mine. Se vede o roșeață ca de jeratec. Și acolo sus un bordei. Toată lumea spre bordei. Puneți-i foc! Sparge sușa! Trei turci în bordei! Scăpat cu fuga! Pune-mă pe! Pune-mă! Gata! Înapoi! La bănci! Locuiește în Comăneșteanu! Să se formeze coloana de marș! Legați turcul ăsta și luați-l! Să n-aud vorbă! Locuiește în Milescu! Teci în capul coloanei! Comăneștene, sunt toți oamenii! Cred că da, domnule Maior! Bine! Marș! Haideți! Ce curioasă-i luna. Mă farmecă și mă hipnotizează. Ana. Da. Ana, aș avea atâtea lucruri să-ți spun. Și nu îndrăznesc, uite. Nu e așa. Și cu toate astea trebuie să-ți spun. Trebuie să-ți spun că viața îmi pare din nou atrăgătoare, că mă simt înviorat, că fac totul din plin.
Dumneata ești cu mult mai tânără decât mine și poate nu înțelegi toată frumusețea ce mi-a revărsat-o în suflet iubirea mea de astăzi, fără umbră de părere de rău sau de tristețe. De ce tristețe? Dă mâna. Da. Ce minunată ești. Ai un portret care să-ți semene? Da. Poți să mi-l dai? Da, însă la ce o să-ți servească? Nu o să mai ai pe mine întotdeauna? O să mai ai întotdeauna. Ana. Nu-i așa? Da. Areci odată, areci de două ori. Iată și areci pe cale. De ori, la o parte, domnilor, că trece trenul. Da. Vrei să noi pe linie moartă? Ia veniți, ia veniți cu mine la podeț. Haideți că vin și Elena și Maiorul. Haideți, haideți cu mine, veniți. Ce, ce frumos e, Elenuțo. Maiorule, veniți aici, aici, aici. Așa, uite, rezemați-vă de balustrada podețului. Îmi miros de răcoare și de primăvară. Nicule, nu mi-ai spus impresiile tale de pe Dunăre. Oh, ce să spun, dragă? Nicule, e, de unde te gândești, Nicule? Adio, Nicule, salutare! Opa, așa faci urât-o? Lasă, lasă că-mi caz dumneata în mână, curând, curând. Mâine vii să-mi ceri consimțământul și nu ți-l dau. E majoră. Da, da, e major, e major, major. Hai să fii minoră toată viața ta. Și vorbesc eu de consimțământ. Parcă te vrea cineva? Comăneșteanu mi-a spus verde în ochi că nu te ia. E, alții idem, așa că... Ei, eu n-am spus nimic. Bravo, bravo. Și chiar așa, dacă ar fi, dumneata nu poți să te însori. Eu, de ce? Da, pentru că mai ești însurat odată. Eu... Ce, n-ai o casă de copii la Paris? Deci... Iată, Mihai, o lecție de strategie. E, lasă, jupăniță, că ne răfuim noi. Ți-ai mai comandat rochii vătuite? Da, râzi, Eleno, râzi că tare e de spirit. Dar ce vezi, Mihai? Ce? Tot ce e pe dânsa e fals. Ce? Nicule! Dacă îți mai spui că e și șchioapă... Așa? Da, ce, nu crezi? Ia vine, ia vine cu acest domnișor, dacă vine. Vezi linia asta pe care o trag cu tocul cizmei? Așa? Așa. E, dacă nu e adevărat, ia umblă pe linia asta. Și să nu ieși din ea, să nu ieși din ea. Hai, avant, ia. Păi nu așa, nu așa, nu așa, nu așa, nu așa, nu așa, stai puțin, nu așa. Încet din ele, ia-o tu de la cap, așa, uite, ușor. Acum, ia să văd, așa. Două. Da? Nicule, da? Te deranjezi? Ah, Mihai, nu, te rog, intră. Vreau numai să mă uit prin socotele administratorului ăstuia. Cine știe de acum când mă mai pot ocupa de afaceri. Nicule, da? Te rog, putem sta de vorbă câteva minute? Aș vrea să spun ceva. Cum nu, dragă, sigur. Uite că mă așez cu alea lângă tine. Așa, ia spune. Nicule, suntem prieteni vechi. Șederea mea la voi nu se mai poate prelungi fără o explicație. Aha. Am priceput. Te rog, n-ai priceput nimic. Spune-mi, ai vrea să mai ai de cumnat? Bravo! Bravo, vine să te sărut. Vă să zic că îmi cer mâna Nicuței. Mă duc să chem pe Elencuța. Ba, să stai unde te afli. Ascultă, domnul meu, să ne înțelegem. Fata te vrea? De, știu eu. Nu mă plac cu mofturi. Ai furat inima fetei și acum faci pe ștrengarul, a? Hai, Nicule, fii serios, n-am furat nicio inimă. Ba, dacă vorba n-ar fi prea romantică, aș zice că mie mi-a furat inima. Auzi, dumneata, te-au călcat hoții, a? Nu, ești un om imposibil. Am înțeles, știu. Știu și ți-o dau din toată inima. Nu, te rog, nu te teme de glumele mele. Ca să nu par prea sentimental, devin prost. Stai, șez lângă mine aici, stai jos. Așa, că de acum ești aici, în casa ta, mă. Tu ești stăpânul și eu musafir. Hai, domol, Nicule, domol. Sunt oarecare greutate. E greu, nu văd nicio greutate. Ce cu greutate? Toate astea există, e vorba de simpatia mea veche. M-ai nebunit dintr-o dată, ce ai? Hai, omule, lasă glumele. Am iubit o femeie. Ah, Mihai, știu, nu e nevoie să mergi mai departe, știu. De unde știi? Astfel de lucruri se știu întotdeauna. Da? Da. Nicule, aș fi vrut să te întreb dacă nu sunt dator să mărturisesc adevărul către domnișoara Ana. Oh, iubitule, asemenea mărturisiri sunt primejdioase. Acum ești sigur că nu o mai iubești pe cealaltă? Vezi, tocmai asta e greutatea cea mare. Atunci trebuie să alegi.
Ori una, ori alta. Ori una, ori alta. Eu căutam întâi un vechi prieten, Milescule, și dau de tutor. Dar și culmea, se poate să fie aici. Ia, Natalia Canta. Știu, 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 știu. Tocmai despre acest lucru vreau să-ți vorbesc. Ce curios. Suntem două fire opuse. Adică? Așa. Tu poți iubi deodată două femei. Pe când eu nu pot iubi niciuna. Elencuța e pentru mine o mână de suflet încântător, fără de care n-aș putea trăi. Eu nu pot iubi. Cel puțin nu pot iubi cu răzvrătiri de astea sufletești. Ești un poet. Și, băi, nu sunt nimic. Tu. Tu ești altfel. Pe tine te simt femeile cum simt gâștele ploaia. Da. Hai, lasă, hai să vorbim serios. Crezi că mă iubești pe Natalia? Cred că nu. Dar ce simt că Ana i-a luat locul. Atunci de ce te temi? Mă tem de una din acele contraziceri ale sufletului care te fac deodată să-ți pare rău că nu mai ești ceea ce doreai să nu mai fii. Înțeleg. E, uite, eu cred că nu e bine să vorbim încă ani. Lasă mai întâi să vină Natalia. E, o să ai posibilitatea să te controlezi, să-ți analizezi sentimentele. Da. Mihai, de două zile Natalia e aici. Da? Cu buna ta soră, Sasha, n-ai vorbit? Nu, n-am... Bună seara! Bună seara! Să trăiți! Ce e, domnule locotenent? Ordine urgente, domnule major. Poftiți să explic. Ce mai e? Aș avea și ceva verbal. Mă iertați o clipă. Da, chiar. Vino, domnule locotenent. Îmi pare rău că trebuie să vă părăsesc. Cum, înainte de a mânca, nu se poate. Nu, să poftim și pe locotenent. Îmi dați voie, domnule major? Locotenentul a plecat. Mâine plecăm și noi. Bravo! Bravo, ia și de domnule major, să prânzim repede și mergem împreună. Negreșit. Comăneșteanu trebuie să meargă cu mine. Pentru dumneata e ordin să pleci imediat la companie. Plec imediat. Să ne dea repede la masă. Și de domnule Maior, ședeți, luați vreo șase. Pot să trimit pe cineva la câmp? Elencuțo, să ne dea repede să mâncăm și spune lui Paraipan, administratorul, să vină încoace. Da, Nicule, da. Așa, hai. O să-i dau un bilet. Da. Îmi permiteți? Vă rog, scrie. Să vreți. Așa, Paraipan. Domnule Paraipan, vă rog. Te rog să duci acum acest bilet comandantului de companie. Îl găsești la barac. Imediat, domnule Maior. De acum începe. Ce? Multe și înveselitoare vești. Mai întâi, proclamarea independenței României. Bravo! 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 Să vă citesc ce scrie în biletul pe care l-am primit. Drapelul sub care luptați este în mijlocul vostru imaginea patriei. Urmați-l cu vitejie și când odată laurii păcii vor înverzi pe munții și câmpiile României, patria cu recunoștință va scrie numele bravilor ei apărători pe frontispiciul edificiului independenței române. Eu trebuie să-mi pregătesc bagajele. Sasha, mâine plecăm! Sasha, vreau să te anunț că... Sasha se plimbă cu Ana, Mihai. Spune-mi, plecați imediat? Da, Natalia. Va să zic că nu te mai văd, Mihai? Ba, eu sper că da, mâine. Noi plecăm în zori de ziua. Așa este că aveam dreptate să te întreb dacă te însori. Te rog, nu ne putem explica aici. Și nici nu avem ce explica. Să nu te însori, Mihai. Fiindcă ai să fii nefericit. Adio.
E ora 12. Și eu nu pot dormi. Nu se poate. Trebuie să vorbesc cu Ana. Trebuie. Unde fi lumânarea, așa chibriturile? Camera Anei e undeva aici alături. Te rog. Da. Aș vrea să-ți spun ceva. Dar cum nu? Nu mai stai acoperită, stai acoperită. Pot să fii generoasă până la sfârșit. Oh, generoasă n-am pentru ce fi, dar poți avea încredere în mine. Fericirea. Nebun cine o caută și mai nebun cine crede că a găsit-o. De ce? Așa. Toate astea îți durezi din toată inima să fii fericită. Am fost geloasă pe dumneata. Natalia! Cred că nu mai sunt. Ești atât de... atât de frumoasă. Nu. Nu pot lupta. Natalia! Parcă aș dori câteodată să moară. Hai, hai, liniștește-te, liniștește-te. Ce ai câștigat? Ar trebui să te culci târziu. Să nu-ți mai aduci aminte de scena asta, atât te rog. Atât cer de la generozitatea dumitale. Ah, ce nebună sunt. Fuge, fuge tot. O umbră. Întinzi mâna să o apuci și pe urmă golul. Liniștește-te, liniștește-te, te rog. Oh, și cu toate astea, cum nu te poți despărți de umbră, așa nu te poți despărți de el. De cine? Cu zorile. Bună dimineața, Ana. Dar ce e? Ce e, dragă? Nu te simți bine? Nu, n-am nimic, n-am putut dormi. S-au plecat prietenii și prietenele cu noaptea în cap. Da, prieteni. Hei, cum te simți? Bine, bine mă simt. Pleci? Da, chiar acum. Ia vino că am de vorbit cu tine. Iartă-mă, Elenguțo, trebuie să-ți povedesc făptura asta imaculată. Ia, hai, treceți alături din birou. Așa. Șezi să fii serioasă. Mă rog, așa, este adevărat că dumneata te numești Ana Vilara, de naționalitate română, și că eu, Nicolae Milescu, aproprietar, sunt tutorele dumitale? Este, ai fost tutor. Hai, nu întrerupe. Bine, nu întrerup. Prea bine. Este adevărat că ți-am adus până acum 6 pretendenți la una din mâini și la amândouă casele dumitale? Este. Mai este adevărat că ai refuzat pe toți? Este. Foarte bine. Dacă toate astea sunt adevărate, am cinstea să spun că vin din nou cu împețitul la dumneata pentru a 7-a și ultima oară. Și ultima oară?
Dar cine mă cere? Cine-mi ești dumneata? Vrei să mă învârtești mațurca? Hai, parcă nu știi cine te cere, nu? Ba da, parcă aș bănui. Numai că mă tem că n-o să fie pentru a șaptea și ultima oară. Vax! Ba niciun vax! Vax, am zis, numai prostii. Nicule, de ce nu înțelegi? Aș vrea de... Eu nu m-am mărit. De când asta? De acum, de ieri, n-are nicio importanță să se știe de când. Nicuțo, e vorba de Comăneșteanu. Am înțeles. Și nu-l vrei? Nu. Așa? Rog, eu nu am dreptul să vă judec, dar întreb, de ce? Așa. Mă rog, am însă o datorie către mine. De a rămâne cinstit și o alta către tine de a-ți deschide ochii. Îmi închipuiesc că trebuie să ai o cauză personală pentru care te-ai schimbat, altfel nu-mi pot explica intimitatea dinainte. Nicule, ești destul de deștept ca să înțelegi că unele lucruri se pot face, iar altele nu, dacă nu sunt urmate de o situație limpede. Sunt încredințat că n-ai făcut nimic care să nu fie permis. Nicule. Însă nu e mai puțin adevărat că felul tău de a te purta cu Mihai ar fi autorizat pe oricine să creadă că îți place. Nicule! Ce-ți... Nu-ți pot ascunde că eu însumi mă gândeam cu plăcere la o mai strânsă legătură cu comăneștenii. Sunt o familie de oameni de treabă, români, neauși, la care nicio stricăciune n-a intrat, ceea ce e mult într-o lume ca a noastră. Poate că Mihai să fi fost cam, mă rog, cam ușurel, dar ia gândește-te ce frumos e să prinzi un asemenea flutură în plasă și să-l ții lângă tine. Foarte mulțumesc! Nu fac colecții zoologice! Așa, bine, dragă, tu poți glumi pe ei, sigur. Nu glumesc, tu glumești și-mi pare rău. Nu, dragă, am făcut doar o figură poetică nenorocită. Vreau să spun că sunt încredințat că Mihai te iubește și că ai fi fericită cu el. Un om ca dânsul care a trăit viața din plin nu se hotărăște să se însoare decât atunci când maturitatea sentimentelor îl leagă pentru totdeauna de o femeie. Ce, n-am dreptate? Nu! Nu? E bine, dragă, ia să o întoarcem și pe foaia cealaltă. Ți-am adus până acum 6 pețitori. Unul era așa. Altul albinter, bă, ăsta n-are nimic, bă, ăla e nu știu cum. Iată unul care are tot, ce tot te umble cu fleacuri? Sunt eu tutorile dumitale, ori nu? Te dau lui Mihai și s-ai sprăvit. Altfel lumea poate crede că nu vreau eu să te mărit ca să am ceva profituri din averea ta. Nicule, vrei să mă gonești? Vreau să te gonesc, Vax. Atunci de ce vrei să mă mărit cu orice preț? Eu nu zic da. Da, nici nu. Să mai vedem. Uite, asta e frumos. E frumos așa. M-aș mărita fiindcă îmi place, dar nu-mi place fiindcă nu m-am mărit. Of, Doamne, ce poți în ochi de judecată este asta? Îmi pare rău de sufletul lui. Și mie. Dar eu nu sunt doctor de suflete. Dă-mi și mie două cărți. Și mie trei. Rușii au durat pot de vase și sub protecția artilerii noastre au înaintat. Așa, da. Și noi suntem cam descoperiți. Pas, 2 ruble. Da, merg. Am onoarea să vă salut. Noroc, Milescu. Bună, Milescu. Să trăiți, locotenent. De unde vii, Milescu? La cartierul general al diviziei, domnule colonel. Ce ai mai aflat? Ce să mai aflu, domnule colonel? Se pare că o să ne mișcăm și noi. Da, să zic că trecem Dunărea pe socoteala noastră. A, de ce să nu trecem? Încă n-ai cu ce. Unde sunt bărcile, materialele necesare? Se vor găsi. Uite, dragă Mirescu, unde stă greutatea. Toată cheresteaua a mers la Brăila și Zimnicea pentru confecționarea podurilor. Pontonierii noștri nu sunt pregătiți pentru o lucrare așa de întinsă și costisitoare. Deocamdată nu avem lemnărie. Domnule colonel, pădurile sunt pline de lemne. La munte. La munte și la șes. Dar le păzesc pădurare. Negreșit? Să le ceară guvernul și toată lumea le va da? Le dai dumneata? Se înțelege că le dau. Dau pădure, dau moșie, vând tot ce am. Și pe mine mă vând. Numai să nu rămânem de râs. Mii de bombe, că doar nu am să trăiesc cât lumea. Nu-i așa, domnule capitan? Îmi dai voie. Capitan Walter Mărăcineanu. Așa este, ai dreptate, domnule locotenent. Permiteți-mi să ies, trebuie să mă schimb, sunt tot plin de praf. Te însoțesc, domnule Milescu. Bravo. Bravo pentru ce? Bravo. Ești un om cinstit. Pentru că-mi iubesc țara? Toți ne iubim. În felul nostru. Iată, eu vin din popor. N-am nici averi, nici nimic al meu de aparat.
Eu, ca și soldatul simplu cu care mă simt în frățietate, îmi apăr demnitatea și pământul pe care m-am născut. Și mi-a plăcut cum i-ai răspuns dumneata colonelului. Ei sunt gata să se împiedice de orice obstacol. Îmi place cum vorbești și cum gândești, domnule Mărăcinean. Dar cine doarme acolo pe divan? Comăneșteanu, amicul meu. Atunci te las cu el. Mihai! Mihai! Ce mai faci? De când aici? Mihai! De astăzi. E târziu? Păi cam vreo 10. Oh, o să trebuiască să plec. Stai că și nu te-am văzut bine. Ce mai faci? Păi ce să fac, dragă? Aceeași și iar aceeași. Dar tu? Ia vină cu aici puțin. Da. Ia zici. Cunoști slova asta? Nu o cunosc. Cum nu? Cum nu o cunoști? Nu o cunosc. Da scrisoarea către Paraipan administratorul? Aceea era domnișoareana. E, și asta tot aia este. Tot aia e? Ia citește. O sărutare și de la mine, Nicule, dragă. Ce mai faceți? Înțelegi ce vrea să zic acest ce mai faceți? La plural și subliniat? Nu. E, cum? Ce, nu înțelegi? Ba, înțeleg, adică îmi place să înțeleg ceea ce poate nu sta acolo. Ce-mi? Bravo, Mihai. Ești prins bine de nas. Am să-i scriu numai de câte lencuței. Ba, te rog să te astâmperi. Domn Jean cu purcan brâu, așa? Bravo, Anicuțo, bravo. E, acum să-ți explic acest ce mai faceți. Ar însemna, dragă doamne, ce mai fac eu, Milescu. E, dar înseamnă, în fond, ce mai faci tu, Comăneștere? Crezi? Vă zic că Mihai nu-i glumă, a? E, atunci ce-ai de făcut? Să le scriu să vie? Nu. Adică da, cum vrei, în sfârșit. Știi că Elencuța ține să vie, mai cu seama dacă trecem în Bulgaria. Știi, Nicule, mă hotărâsem de vreo două ori să fug. Unde? E unde? Să fug până la Stănești, să văd pe Ana și să mă întorc. Maiorul m-a fi lăsat, însă pe răspunderea mea. Și mă, ești copil? Zău așa. Nu, ești copil de tot. Eu te credeam maestru și văd că nu ești decât un cârpaci. Sau poate tocmai ăsta e secretul? Nu înțeleg. Secretul oamenilor cu noroc pe lângă femei. Care e? Sinceritatea. De ce râzi? De nimic. Cu toate astea, cât ești tu de profesor în ale dragostei, e, tot eu o să-ți dau o lecție. De ce vrei să te duci tu la Stănești către Ana și nu o las să fie ea către tine? Bă, fata e singură. Elencuța e de aceeași părere cu mine. Voim amândoi să ți-o dăm. Prin urmare, un asediu în regulă. Are să capituleze. Crezi? Spune-mi, chiar crezi? Da? Nu știi cât doresc să o văd. Nu mai dorm, nu mai am liniște. E grav. Bine, omule, tu n-ai iubit niciodată. Ba, da. Am iubit pe Elencuța și am luat-o. Dar înainte? Dar pe urmă? Nimic. Ăsta ești tu. Ei, și acum gata, trebuie să plec. Adio, Nicu. Stai, cum pleci acum, noaptea? Păi trebuie. Azi am pornit spre Dunăre. Pe Valea Dănățelului, furnicar de gulat omenești, lini lungi de călărime, pedestrime, tunuri, ambulanțe, în mijlocul muzicilor militare, al sunetelor de corniști. Cu 300 de ani în urmă, basarabii, drăculeștii, duseseră pe același locuri pulcurile de poteraș într-o apărare a pământului strămoșesc. Acum, înainte spre Jiu, spre corabia, am mers în mijlocul companiei. Ce oameni minunați! Cântau cu nota caracteristică a veseliilor duioase. Oameni trudiți, nemângâiați. Mare popor. 12 august 1877. Marele duce Nicolae a scris domnitorului o depeșe ce va rămâne în istorie. Treci Dunărea pe unde vrei. Ne zdrobesc turci. Am trecut ajutați de șalupele cu vapori, Bucur și Rândunica. 20 august 1877. Înaintăm pe Valea Vidinului, spre Pleocea.
Împăratul a oferit domnitorului nostru comandamentul trupelor româno-ruse sub numele de Armata de Vest. 25 august 1877. Suntem așezați în bivoacuri. Armata ruso-română numără 65.000 de oameni, față de un număr egal de trupe ale lui Osman Pașa, întărit în Plevna. Ce faci cu mănăștenii? Citești? Să trăiți, domnule major. Mă uitam peste niște însemnări. Vezi tu, comăneștene, dacă n-ar apăsa pe noi veacuri de asufrire, dacă am putea să legăm firul de azi cu cel de la 1600, ce bine ar fi. Jertfele trebuie să aibă motivări morale în sufletele oamenilor. Au, domnule major, și o să ne batem. Trebuie. E în joc demnitatea și credința strămoșilor. De altfel, nicio jertfă nu-i zadarnică. Să trăiți! Domnul Maier Șonțu! Da, eu sunt. Ce s-a dat? Un ordin scris de la comandament. Bine, poți pleca. Să trăiți! Generalul Cernat ordonă ca divizia a patra să înainteze spre a lua poziție pentru artilerie. 3 zile urmează să se bombardeze întăririle de la Plevna. Da, domnul Maier. Să ne potrivim ceasurile. Da. Se apropie vremea hotărârilor bărbătești. Bubuie cerul și pământul. Transcriu fragmente din ordinul de zi numărul 54. Mâine, 30 august 1877, corpul de armată român va da asaltul redutei celei mari. Trebuie să se facă cunoscut tuturor că pierderile vor fi neînsemnate dacă ajung la redută fără a se opri și mai cu seamă dacă nu se retrag. Toți oamenii trebuie să fie bine hrăniți. Dat la Verbița, la 29 august, 10 septembrie 1877. General Cernat. Dă-ți-e pușa, Ioane, să fii pâinea asta. Ca la cules de porumb, neatoadele, a? Păi... Oare ce mai fi și ziua de mâine, neatoadele? Ia auzi ca toate zilele. Nu, de asta, da. Am niște junci neplătiți de la alte socru și mestecul rămâne muierea cu datoria de spinare. Păi dacă ești de la socru, domnul, ce-ți pasă? Păi vezi, bă, că e om al dracului... Plouă, măi, vere, ca la Sfântul Ilie. Ce așa e bine să te bați pe ploaie. Ai auzit tu? Ba, eu n-am auzit. Dar știi, și mai sunt oamenii. Păi vorba e... Ce mai fi, măi, vere, și cu noi? Ci dacă-ți fleanca, măi, gorciule. Ați auzit, măi, oameni buni? Porunca domnului major? Ce? Căci că să nu tragi până nu-i ajunge la redut. Păi așa și vine. Unde-i domnul colonel Ipătescu, mă, băieți? Păi nu putem ști, noi suntem din regimentul a 10-lea de dorobanți. Băi, atâță focul, mă, Ioane. Nu vă ia dormi. Nu se prinde, geana. Cine mă, dă-i ăsta, mă? Ține-te, băi, ți-a cântat de mară. Ține-te, așa. Bate-te de capul, că boară mai ești. Așa, mă. Bate-te. Ce-ți, domnule major? Nu dorm. Nu? Pot să intru? Poftiți.
Am mai dat o raită pe la oameni. Nu prea dorm, vieții soldați. Ce făceai? Eu? Ascultam. Ascultam la ce vorbeau niște soldați aici aproape. Zic unii domni din apus că patriotismul e o prejudecată. Aș fi fost fericit să fie aici acum, în clipa asta de mare cumpănă, și să învețe din vorbele aparent lipsite de sens ale soldatului român ce e patriotismul. Ei, bată-te, comâneșteni. Te-ai molipsit de la Milescu. Ia ascultă-mă, Mihai. Vreau să te rog ceva. Orice, domnule maior. Ia portofelul ăsta. Te-aș ruga să-l dai surorii mele din Focșani. Dacă s-ar întâmpla, cine știe. Dar pot să cad eu, nu? Îți urez să nu cazi. Ar fi păcat. Ești tânăr și totul te leagă de viață. Pe mine, la drept vorbind, ce mă costă să mor? Sunt singur. Am trăit destul. Fără de asta, împrejurările sunt așa că, dacă aș dori să trăiesc, am foarte puține șanse. Eu și Lipan și Walter Mărăcineanu, toți comandanții de batalioane. Eu trebuie să merg înaintea trupei și vreau acest lucru. Nu mă tem de soldați, dar... Să-ți spui, frate, cum niște nemi. Parcă, nu știu cum, am presimțirea cea mai luminoasă a morții mele de mâine. Ei, domnule, îți pare ciudat, nu-i așa? Că e nenatural să presimți ceea ce nu dorești. Dar eu am avut o dorință. Să mor pe câmpul de luptă. Că trebuie să și moară careva pentru țara asta. Eh? Adio, comănește. Hai. Vino să te sărut. Pe Milescu l-ai văzut azi? Da, domnule maior. Bine. Adio. Ceasul, Mihai. E trei fără câteva minute, domnule capitan Mărăcineanu. Trebuie să plecăm la companiile noastre. La ora 3 pornim. Da. Ce brodeală. Suntem alături toți trei. Mărăcineanu, Milescu și eu. Fraților, mult noroc. Din toată inima, Walter. Hai să te îmbrățișez și eu, Mihai. Mă duc la oamenii mei. Gata, băieți? Gata. Bine, atunci, înaintară. E acum gata. Cum ne-o fi norocul? Ce măi, Liuț? Ți-i frică? Este, Nea Grigore. Am copil mic. Așa. Poate pentru ca să mă mai vadă o să răzbesc. Mamă! Lasă-mi pace. Cu patul armii am să dau. Vezi? Țineți-vă de vrejuri, de iarbă, de ce puteți? Alunecăm, domn maior, și ploaia asta care toarnă. Țintioane, aceea e reduta Grinița, e semne. Înainte! Acum înaintăm pe creastă! Nu e reduta, domn maior. Avem încă o vale și apoi începem urcușul spre redută. Înainte, băieți! Puneți vânceaua repede, că ne văd cine seceră! Înainte, fuga marș! V-ați ridicat în picioare pe parapete!
Pe viață și pe moarte, Donovan! Mânzea, domnul Cotrin! Mânzea! Ai plasat, ha? Ura! Vei, băieți! Vei! Domnul Maior! Domnul Maior! Înainte, comăneștere! Nu lăsau oamenii! Am înțeles, domnule Maior! Raite, du-te, du! Domnule Maior! Băieți! Înainte! Maiorul Șonț a căzut! Răzbunați-l! Băieți! Băieți! Copii! Pentru tare și neamul nostru! Domnule Cotrin, domnule Cotrin, priviți! A căzut și, a căzut și Walter Mărăcineanu! Domnule Cotrin Comănișteanu! Ce este, Petre? L-a ucis pe domnul capitan Walter Mărăcineanu! Și cine a mai căzut? Prietenul meu, locotenentul Milescu, străpuns de baionetă. Am alergat la el, murise! Înainte, băieți! Nu te lăsa, frate! Ridică-l până la Grigore! Scara, scara, sus, 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 deșteaptă. Da. Am mișcat pleoapele, domnule doctor. Te doare, locotenente? Grozav, mă doare. Foarte bine, foarte bine. Asta e semn bun. Te las, doctore. Am onoare. Cum bine? Unde sunt? Într-o ambulanță. Ești rănit. Dar ești între prieteni, între oameni care te iubesc și te admiră. Oameni care te admiră? Pentru ce? Nu ți-aduce aminte? Ia vezi, suntem în război. Da. Știi că ai luat parte la asaltul Griviței? Asalt? Da. Nu, nu știu. Ei, cum să nu știi? Nu ești dumneata locotenentul Comăneșteanu? Da, 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 știu. Acum știu. Deci, nu ești mulțumit? Ați luat Grivița, v-ați bătut calei, ai scăpat numai cu arană. Ce ai, ce ai? Stai. Nu, 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 nu te mișca, nu, nu stai, nu te mișca și nu te neliniști. Ce vrei? Spune-mi ce vrei. O Batist. Ia, ia-o, ia-o cu mâna stângă. Ce hals. Ei, nici într-un hal. Ești rănit, dar te vei vindeca și vei fi ca mai înainte. Unde sunt rănit? La umărul drept. Dar nu-i nimic, nu-i nimic. Ceea ce era mai serios a trecut. Îți aduce aminte de tot? Ia gândește-te. Da. Da. Asta e important. Dacă nu avem comoțiune cerebrală, totul merge bine. Dar ar trebui să iei ceva. Domnule doctor! Da, da. Ce e, locotenent? Nu mă lăsa să mor. Că-i păcat de viața mea. Nu mori pe răspunderea mea. Nu vrei să iei ceva? Ba da, ba da, dacă trebuie. Dacă trebuie. Suntem legați. De ce suntem legați? De viață. Bravo. Negreșit că suntem legați de viață. Un om tânăr ca dumneata. Domnule doctor, aș vrea să știu despre ceilalți. Ce anume? Câți au căzut și cine? Uite, îmi pare rău că nu-ți pot îndeplini dorința, dar nu știu. Aveai pe cineva de aproape? Va fi, fi liniștit, fi liniștit că totul merge bine. Cum se va putea, te trimitem spre țară. Ești mulțumit? Da.
se simte, doctore? Ne. Nu e bine. Drumul în ambulanță i-a făcut rău. Gândiți-vă, vine de 3 zile. Elencuțo, cum te mai simți, Mihai? Eu? Da. Bine, bine. Te privesc și nu-mi cred ochilor. Ești îmbrăcat în doliu. S-ar putea altfel? Cum e posibil să nu mai existe Milescu? Mihai, trebuie să fim tari. Da. Și tu ai nevoie de liniște. Înțeleg, da. Unde e Ana? Aici, aici. Dorești să o vezi? Aș vrea. Ce ai vrea? Aș vrea să trăiesc. Ca să nu vă las singure. Spune-mi, Elencuțo, ai plâns? N-ai plâns destul. Plângi. Trebuie să plângeți și trebuie să vă renașteți. Sora mea, Mary, știe că și ei a murit bărbatul. Știe. Să nu-l uite, era un om. Mihai, Mihai, uite, Ana, a venit Ana. Ana? Te rog, Mihai. Să nu mă rogi. Să nu mă rogi să plângi. Mihai! Elena. Ce, Mihai? Aș vrea să-ți vorbesc de Milescu. Dacă nu mi-ar fi așa de frig. Oh. Îmbelește-mă. Heru! Nu! Nu vă lăsați, băieți? Bine, Nea Grigore! Trage cu toată puterea! Așa! Cu amândouă mâini! Maiorul! Domnule Maior! Înainte, eroilor! Înainte! Pentru neamul nostru! Pentru țară! Pentru... Ați ascultat În război de Duiliu Zanfirescu. Dramatizare radiofonică Constantin Moruzan. Distribuția a fost următoarea: Mihai Comăneșteanu, Ion Caramitru, Nicolae Milescu, Virgil Ogășanu, Sasha, Gina Petrini, Natalia, Stella Popescu, Elena, Tatiana Iecăl, Maiorul Șonțu, Alexandru Repan, Colonelul, Nicolae Lucian Botez, Doctorul, George Oprina, Sublocotenentul, Romeo Stavăr. În alte roluri, Irina Brlădeanu, Gabriela Ospețeanu, Dana Cosma, Mihai Perșa, Mircea Medianu, Vasile Florescu, Maricel Laurențiu, Alexandru Lungu, Vasile Lupu, Gheorghe Novac, Nicolae Crișu. Regia de studio Constantin Botez. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.